Acest spital va fi 100% dedicat pediatriei. Ce avantaj aduce asta? Asta înseamnă că un pacient copilaș împreună cu mama sau părinții deodată venit aici, este sigur că va găsi nu numai un medic pentru specialitate, ci va găsi pentru specialitatea, nu știu, pneumologie, va găsi un pneumolog infantil. Pentru ortopedie, va găsi un ortoped infantil. Pentru oftalmologie, oftalmologie pediatrică și așa mai departe. Deci va fi ultra specializat pentru copii. Ce oferă în plus față de sistemul public sunt multe de spus. De la condițiile impecabile de tratament și de investigare a bebelușilor, a copiilor de toate vârstele, de la echipa de medici formată și aleasă de doamna dr. Marcu, în top echipamente, cele mai noi echipamente, cele mai performante. Ceea ce e foarte important pentru pediatria românească, în acest spital au venit profesori cu experiență veche, profesori care au scris sute de lucrări, care au făcut multă cercetare și care au o mare experiență într-un diagnostic deosebit. În zile trecute chiar am încercat să facem un research, să vedem câte spitale mai sunt de pediatrie deschise, monodisciplinare și, spre surprinderea noastră, de altfel ne-a confirmat și domnul Ranică și în Austria în acelăși caz, de practic în Europa Centrală și de Est este singurul spital privat dedicat integral pediatriei. Să știți că am găsit cu greu și în Europa de Vest vreo două și care nu neapărat sunt numai dedicate pediatriei. Deci e o premieră destul de importantă chiar zonă. Ne dorim întâi și întâi să putem să preluăm absolut toate cererile și toate cazurile care vin către noi, către MedLife și apoi în etapa a doua, imediat următoare, să ajungem să lucrăm la capacitate maximă. Am să-mi exprim surprinderea pentru noua clasificare a spitalelor, pentru că noi ne-am gândit că dacă circuitele sunt occidentale, medicii sunt foarte buni, echipamentele sunt de top, cam asta ar însemna clasificarea. Cu surprindere, n-am semnat asta. Și atunci, sigur că în perioada următoare ne propunem să avem un cuvânt mult mai puternic de spus, pentru că devenim deja un operator care putem să ne permitem acest lucru. Și o să solicităm intens să vedem pe ce bază sunt făcute aceste evaluări. Din cauza faptului că sunt foarte aglomerate spitalele, când ajung, de exemplu, la spitalele de stat, se spune că putem să vă internăm, trebuie internat copilul, dar ca variante nu aveți decât 2 în pat. Și atunci lumea abandonează ideea, încearcă să se trateze acasă. Încercând să te trateze acasă, nu le reușește întotdeauna și atunci, din păcate, se ajunge la complicații și la... Deci necesarul numărul locurilor e mult mai mare. Cât este de dificil să deschideți un spital privat în România? Drumuri foarte lungi, foarte multă birocrație, foarte multă documentație de pregătit, dar până la urmă ne-am obișnuit. E al doilea și mai urmează două, începe să ne antrenăm. Cât timp v-a luat ca să construiți acest spital? 4 luni. Arăta ca acela, dacă vreți puteți să-l filmați, da? Și acum arată așa, după 4 luni. Și următoarele spitale care se vor deschide Obor sunt? Obor de ortopedie, peste 15 zile și peste o lună spitalul de la Brașov. La anul încă două. Nu pot să spun că nu mi-am dorit să am un spital în exclusivitate pentru acești micuți. Dar nu m-am gândit niciodată că o să-l am. Pentru că nu a fost ușor.